noi. Și noi astăzi am primit un pachet. Un colet. Și mami va investi. Și astăzi noi am primit un pachet, un colet de pe un site nou. Site-ul se numește gearbest.com. Link-ul la site noi îl lăsăm în descriere ca să vedeți și voi ce acolo mai este. Și plus la aceasta, la toate lucrurile pe care le avem aici, la fel lăsăm link-ul în descriere să intrați, să vedeți prețul, vă aranjați, vă place, comandați și voi. Ok? Hai să vedem. Fetele nu știu și eu nu prea știu, nu prea țin minte ce acolo este. Dar vă arătăm și vouă și vedem și noi. Așa. Spate-mi scociul de aici. Așa. Eu propun să extragem pe rând câte una din acest pachet, da? Așa, prima trage Jasmina, pentru că e canalul ei. Trage, ce vrea de ce să vedea prima? Așa. Ce e aceasta? Aaa, eu știu. Aceasta este, aici și sus și niște lipitori care lipim. Această chestie, ce să desfacem noi? Este pentru baie. Voi aveți o căldărușă unde puneți jucăriile voastre, dar acum acolo se adună apă și ele cam numeroase. Dar această chestie o să o punem așa în baie și aici se punem jucăriile și toată apa se scurge acolo. Și jucăriile rămân uscate, se usucă, înțelegi? Lipim așa de perete, aici punem jucăriile. O, uite, vă cap toți jucăriile voastre, așa? Destul de mare punguta. Asta este cadou? Acesta este acomandat. Mai departe. Vedem mai departe. Acum Melica scoate, hai scoate tot ceva de aici. Ce vrei să scoți? Cel mai mare lucru vrea Meli. Hai mă, Mica, te ajută. Cel mai mare și cred că cel mai prețios și cel mai așteptat. Meli nu are idei, dar vine cam, i-am zis ce poate să fie. Ia uitați-vă mai întâi cum e împachetat. Wow! E împachetat cea mai bine, această peliculă e foarte grosuță, deoarece interior este ceva, Meli, nu are răbdare. Aici avem o tabletă, o tabletă pentru copii, e la un preț aproximativ în jur de, nu știu, nu țin exact, 30 sau 40 de dolari. Amândouă ca să vă puteți, posibil că o să mă mică, o să descarci acolo vreun joc, ceva de dezvoltare și să proveți ține animate, să nu mai ceri silicoanele noastre, dar este doar una, așa că probabil că curând o să mai trebuiască încă una, așa-i? Deschidem? Așa, deschidem să vedem cum arată. Eu am comandat-o împreună și cu husă. Mica, da, și husă ca să nu, dacă cadă jos, să nu se strice. Așa, nu știu cum, o să încerc așa să scot. Să vedem cum arată. Mă uit prima eu, bine? Mă uit prima, eu prima. Wow, e exact așa cum am comandat-o eu. Ia uitați-vă, așa, este în peliculă, uși mai vedem acolo ce mai este, așteptă pe rând. Acolo e husa, asta mai des pe tot, bun? Așa, Melinoara, da, Melisa, ia uitați-vă la emoțiile ei. Trebuie că să ajute, puișor. Așa, are și peliculă de protecție. E culoarea, Meli, așa scoatem tot. Hai scoate și din spate. Este culoarea, salată, așa un verde aprins, foarte frumos. Acesta cred că probabil că e pentru sunet, da? Aici găurica aceasta cred, da? Pentru sunet este cu așa? Aici probabil da, e, da? Da. Așa, acuș, vedem, hai, aaa, ia uitați-vă și husa. Vedeți aici este unul ce, un cățeluș, da? Ia uite, wow. Și îl pui și așa, are, ca să, acum nu se țin pentru că e ușor. Și eu pun așa pe masă și se ține și poți să privești și se mănânci sau se faci. Așa, încărcătorul este. Aici avem și instrucția. Vreau să ține din masă, vreau de acum. Hai să încercăm să-l aprindem. Dacă nu o să încercăm, să-l încărcăm. Dar e ca să vadă mai întâi cum și apoi după ce dă. Așa, se aprinde. Așa, mămică, lasă să se aprindă. Bă, că până se aprinde tableta noastră și vedem ce putem face la ea, dacă putem prinde Wi-Fi, internetul. Hai să mergem mai departe până ce, bine? Chiar că o să fie gata, tu... Foarte repede se aprinde. Mă, ce sunet! Uai, ce sunet, tu că e puternic. Uai, probabil că nu o să pot scoate din mâinile Elisei. Adică, da, e așa mai mini, nu prea scumpă, dar
pentru țirini mate, pentru joc, pentru lor nu trebuie tare ca dacă cade jos și strică, păi măcar nu-ți pare rău, da? Ok, Mița se uită până ce, noi mergem mai departe, îmi place foarte mult husa, uite ce grosută. Mai departe, Justina, hai să ne vedem ce acolo avem noi. Următorul, ai tras, deschide. Cum crezi tu ce e aceasta? Eu de acum știu, dar cum crezi tu ce e aceasta? Asta e... Apuși, mai mică. La baterie e plină? Bateria 96%, e încărcată, uimitor. Arată și ora, ce de până nu e, da? Acum e încercăm să punem. Da, e un coș. Hai, lăsăm asta la sfârșit, bine? Și mica vă arată, bine? Hai să vedem mai departe ce e și apoi ne uităm pe acolo. Acesta e un coșuleț. Nu, eu l-aș întoarce invers, tu l-ai întors pe dos. Da, e pe dos. Putem că el e mai mare. Stop. Așa, mele, că asta ceva, puși, vedem. Așa, e un coș, eu credeam că e mai mare și mă gândeam că o să fie pentru jucărie. Dar o să fie că o să punem ceva, sau cosmetic sau ceva pentru baie, o să punem. Dar scurt, e un coș unde... Asta e baie! Păstrez ceva. Asta e baie! Așa, mă întrebi, eu păstrez. Cam așa ceva și cu două mâinere. A ce pun? Eu credeam că o să fie mai mare. Așa. Găsim noi cu ce să unde să cu ce să unde să pune folosim. Aici avem orpiți. Bărnut, mult. Nu știu cât de mult o să iasă. O să încercăm să facem, poate să facem un bai orpiți. Vedem. O să facem video cu el. Asta pe urmă, Melissa, că o să le împrăștiem acuși. Da. Nu. O să facem filmuleț cu el, bine? Baie. Da, punem coșuleț acolo. Băiță cu ele, bine? Hai, mai departe. Așa. Da. Mai departe, Melissa, mai avem, mai avem. Ai trebuit luțile, acum ai trage Jasmina. Ceas! Ia, Melissa, un ceas avem aici. Este ceas la oră? Control de kit, cristal. Hai să vedem. Acesta e bine cadou, eu nu știam ce e aceasta. Așteptăm la râd, bine? Așteptăm, hai la râd. La râd, bine? Hai deschide. Așteptăm, Melissa. Acuș, așteaptă. Hai pune-te aici, așteptăm, bine? Pe rând, bine? Acum e rând de Jasmine. Este un ceas deșteptător probabil, sau nu știu. Așteaptă-mi, bine, așteaptă. Liquid Crystal Device. Asta e LCD, înțelegi? Aha. El are un monitor ca la telefon, ca la televizoarele acestea noi. Așa se scrie, cred că ora mama. Da. Mai scurt, la sfârșit, eu cred că o să aibă nevoie de baterii, dar baterii nu are. Aha. La sfârșit noi punem baterii și vă arătăm neapărat cum el funcționează, da? Da. Așa e un ceas, vine ca un fel de televizor, mini televizor, da? Da, vom vedea după ce îl vom opri. Da. Scrie, uite, mămică. Ora, data, schimb probabil luna, pui și luna chiar, știi? Și anul. Da, super. Super, foarte bine. O să sună dimineața și eu o să scoat grădinița. Da, la școală. Deci, grădinița, de cum ai să sfârșești la Jasmina? Noi de grabă să ne mutăm pentru că stă nou și Jasmina să aibă camera ei, odaia ei. Așa că o să-ți spui în odaia ta acestea, bine? Da. Bine. Dimineața la școală să trezească. Mai departe, acum e rândul Jasminei. Așa, dăm într-o parte, Nelly. Scoate tu acum. Ia văd de cap încolo. Ia văzut ceva. Așa, un copil cu oară. Ce este oare aceasta? Dă-mă mica să vadă. Nu înțeleg. Ceva de la... Xiaomi. Ceva de la Xiaomi. Xiaomi. O să deschidem. Bine, mă. O să vedem înăuntru. Probabil că e o lampă ceva. Probabil că noaptea să nu vă vrie frică, știți, eu mă gândesc așa eu. Stai, nu deschide. Nu. Da, scoatem aceasta, pelicula de lecție. Nu vrea de lecție, dar acum o să vedem. Ce poate să fie? Ia, nu să vedem. Mai are ce încă un lipici de lipici. Uite, are ceva, o pui și o agăți pe periete, parcă. Da, am dezlipit încă ceva, încă una. Da, mica pune, stai. Probabil că așa. Trebuie băcinică să fac ceva. Acesta a venit cadou din partea lor și n-am idee ce poate să facă. Trebuie să deschid și acolo băcinică.
Dar nu scrie nimic, ia, uite. Să vedem. Instrucțiunea. Da, trei baterii să punem. Arată cum să lipim. Dă-o mica să vadă, iubita. Așa, ceva cu luminițe. Nu prea înțeleg. Hai, ne lămurim la sfârșit și vă arătăm și vouă, bine? Verificăm. După aceea și vă arătăm și vouă. Eu cred că ceva e o lampă care e... Probabil am văzut la ei ceva este când... ca un fel de... senzor, cum, da? Aha, senzor. Da, la lumină. La lumină, adică îi pui neva la gât și el simte când mișcarea și apte se aprinde automat. Așa, a, probabil. O să vedem la sfârșit, neapărat vă arătăm și vouă și nouă nesățam ce este. Dar dacă îți fie și mă gândesc eu, o să fie super, da? Acum, da, acum tu, scuze-mă. Apropo, trebuie să fie și eu să fiu. A, deși nu și eu, măcar. Mili! Ai venit locul meu, lasă fie locul meu. Oricum eu pe ce fac să-l trag, să-l scot. Așa, ce e? Mie-mi place să-l da. Ce să-ți dau hoarta ce nu se poate. Dă-mi mica deschidere, lipici, scoși, nu se poate bubica. Bubica o să ne ocărască pe noi, nenea. Și cu tati, bine? Nu faci buba, copii micuți. Na, mica, tăi scoșul, acum tu deschide. Bine? Așa, începutul e bun? Așa, rupem, da, pui cum altfel. Așa este. Acesta este exact pentru ea. Eu de cum știu ce e aceasta? Asta ce? Acesta e o jucărie. Balansoar. Uite, este... Cine e acesta? Mili, cine e acesta? Elefant. Bravo! Uitați-vă cât de drăguț este. Și aici sunt... Dă-mi mica să arate, așa mica să arate. Așa este și să arăt, vă arăt vouă, bine? Uitați-vă, sunt niște bețeșoare. Ce trebuie să facem noi? Punem elefanții, nu? Melissa, nu, mai mult, da, bine? Deschidem acesta și aceste bețeșoare trebuie foarte atent să le punem pe elefanțel în așa mod ca ele să nu cadă, bine? Cât mai multe. Mai avem aici încă, cum văd eu, încă două produse. Câte una pentru fiecare. Acum rândul Jasmini, da, îți place? Mă, nu alege! Ia primul lucru cum o să-ți spate pe toate! Wow. Acesta este un ce? Un cerbulie sau ce? Un scrișii, da! Moale, au ce moale! Ia uitați-vă ce animăluț avem noi, e scrișe. Cred că este un cerbuleț în parc, da? Ce? Căprioară, nu știu, are fundiță, e fetiță. Așa, îl boțim și el... Își revine înapoi foarte rapid. Da, încearcă și tu. Așa. Și ultima în spate, Melissa. Ultima. Gata, nu mai avem nimic. Uau, ce linguriță. Cu această linguriță, Melissa, tu ai să faci papă, da? Ai să mănânci cu această linguriță. Nu ai să mănânci cu ea. Nu? Corect. Deoarece această linguriță este pentru înghețată, pentru ice cream. A, se face înghețată, da. Și uitați, e aproape culoarea ca și tableta. E o linguriță foarte bună, foarte plastic, foarte calitativ. Cu ea, ea e înghețată, faci peluțe frumoșele ca să le pui și să mănânci și simă frumos, da? O linguriță pentru înghețată. E foarte drăguță. Place, mami? Da, exact. Corect. Și pui bun și mai dau ce acolo ciocolată dulceață, da? Și mănânc ceva gustos, da? Da. Așa, deci, hai acum să verificăm cum lucrează tableta noastră, cum lucrează ceasul și cum funcționează chestia cea care e rotundă, albă, care crede noi că este luminator, nu știu, adică un becșor de lumină.
acestea au fost toate cadourile pe care le-am primit noi astăzi de la site-ul dearbest.com, da? Și dacă vreți să vedeți, să le vedeți mai de aproape, să vedeți prețul sau poate doriți ce voi să comandați aceste lucruri, link-urile noi le lăsăm în descriere. Ok? Până